După instalarea back-office-ului și testarea acestuia, trecem la instalarea POS-ului sau a punctului de vânzare. Observați aici, de asemenea, avem un punct de vânzare clasic, compus dintr-un calculator only-one, imprimanta fiscală care, din păcate, nu prea se vede, o să vă arăt aici, scannerul, mouse-ul, tastatura, sertarul de bani în partea de jos, iar sub tijdea se vede UPS-ul cu cablurile aferente, la fel prinse cu șoricei foarte bine ordonate, în așa fel încât să nu poată fi smulse accidental. După instalarea echipamentelor, se va trece la verificarea acestora. Pur și simplu o să închidem încă o dată POS-ul și o să-l redeschidem să verificăm echipamentele conectate la acesta. Deci dublu clic pe POS. Se introduce parola de casier. Da? Se apasă butonul de deschidere POS, am pus o parolă greșită. Repetăm parola. Deschidere POS. Mi s-a deschis POS-ul. Asta înseamnă că deschiderea POS-ului este în legătură cu baza de date de pe server. Tot ceea ce trebuie să facem acum este să scanăm un articol, să vedem dacă și scannerul funcționează. Luăm articolul respectiv. Îl scanăm, este ok, vedem că ni l-a pus în listă, o să anulăm bonul, pusăm butonul anulare bon, da? Și imprimanta fiscală ne-a spus bonul anulat. O să mai facem încă o vânzare, să testăm și deschiderea de sertar, automată, da? Mai scanăm o dată articolul, butonul anulare bon. Mi s-a deschis și sertarul pentru bani, deci totul este ok și funcționează. Imprimanta fiscală de asemenea. Deci acum avem un, să zicem așa, un magazin funcțional 100%, sistemul de vânzare POS în legătură cu back office-ul.